Tulpina africană COVID-19 a ajuns în România. A fost identificată la două persoane, una din București și una din Pitești. Se alătură acum discuției doctorul Adrian Marinescu. Bună ziua! Bună ziua! Ar trebui să ne îngrijoreze această veste? De altfel era o chestiune de timp, probabil, până ajungea și la noi. Bine, faptul că apar noi variante virale, sigur că ne îngrijorează, doar că lucrurile trebuie gândite cu calm și echilibrat, pentru că este evident că în momentul în care virusul rămâne mult timp în circulație, apar și mutații. Și unele dintre ele, sigur, sunt și mutații care duc la modificări importante. Știm, de exemplu, că tulpina din Marea Britanie a ajuns să fie predominantă cam peste tot, probabil că și în România. Când vorbim despre Africa de Sud, eu aș spune în felul următor, nu avem suficiente date. Din fericire, cel puțin din ce avem până acum, nu înseamnă mai multe forme severe. Este tot o tulpină care presupune o contagiozitate mare, la fel ca cea din Marea Britanie. Și încă un element foarte important. Nu avem date în acest moment din studiile existente care să ne spună că sunt interferențe majore cu vaccinurile împotriva SARS-CoV-2 existente în momentul de față pe piață. Deci avem nevoie de alte date. Până atunci mergem pe variantele actuale, care ar fi de asemenea eficiente inclusiv pentru tulpina din Africa de Sud. Ar trebui să ne așteptăm la și mai multe cazuri. Știm că în momentul de față sunt undeva la 150 de tulpini noi în circulație la noi în țară. De altfel știm că secvențierea durează mult și costă mult. La ce să ne așteptăm de acum încolo și ce măsuri ar trebui luate? E clar că sunt mai mulți factori care influențează aceste creșteri. E vorba de noi, de variante virale, de reluarea unor activități și nu mă refer numai la redeschiderea școlilor. Plus că este contextul epidemiologic european și mondial. În momentul în care în jurul nostru cam peste tot e o creștere a numărului de infectări, evident că acest lucru se întâmplă și în România și se vede în ultimele săptămâni. N-aș spune că trebuie să intrăm în panică, până avem experiență cu tot ce s-a întâmplat până acum. Trebuie doar să luăm în calcul că măsurile de prevenție, campania de vaccinare și ceea ce am făcut până acum ar trebui să continue, pentru că va fi o perioadă grea, peste care sper să trecem cât se poate de repede.